Dragii mei prieteni, vreau să vă prezint o lucrare excepțională a orientalistului român Constantin Daniel, care a început în anii 1970 o amplă documentare asupra spațiului spiritual, mitologic și religios al indo-europenilor, cu precădere cel al fenicienilor, egiptenilor și tracilor. În 1985 își desăvârșește cartea Misteriile lui Zalmoxis, care cunosc lumina tiparului abia în anul 2011 grație editurii Herald, care o include în superba colecție Lumi dispărute. Haideți să vedem pentru început ce sunt misteriile care stau la baza majorității religiilor politeiste ale antichității. Ele sunt inițieri ritualice care culminează cu adevărate orgii în care sexualitatea și îmbătarea simțurilor cu ajutorul plantelor sacre îi ajutau pe adepți să atingă extazul mistic prin care își arătau devoțiunea față de zei. Cele mai cunoscute în istorie sunt cele ale lui Apollo și Dionisos. Cercetarea domnului Constantin Daniel asupra religiei zamolxiene deschide un capitol extrem de interesant, întrucât marii preostraci sunt primii care înlocuiesc autosugestionarea bahică și extazul sexual cu abstinența, postul îndelungat și rugăciunea conștientă, transformând misteriile într-o cale spirituală ce prefigurează monoteismul iudeo-creștin. Aflăm din cartea lui Constantin Daniel că această spiritualitate specifică tuturor triburilor de traci, cu precădere ale strămoșilor noștri geto-daci, își avea sediul la Troia. Mai târziu ea avea să influențeze întreaga cultură elenistică și mai apoi pe cea latină, precursoarea Europei de astăzi. Susținându-și punctul de vedere, orientalistul român face referire la texte istorice vechi și noi, de la Herodot și Homer, până la Vasile Pârvan și Mircea Eliade, aducând în discuție credințe ale civilizațiilor antice comparate cu cele ale triburilor trace, sublinind pentru fiecare în parte ce a împrumutat de la traci sau ce a transmis acestora și cum și-au întrepătruns spiritualitatea. În misteriile lui Zamolsis aflăm de exemplu că zeul grec Dionisos a fost multă vreme figura centrală adorată de traci și că ulterior a fost preluată de Elin. Acest cult a rezistat până în vremea lui Burebista, care, prin influența marului preot Deceneu, a fost eliminat în încercarea de a se crea un stat utopic al tracilor virtoși, foarte asemănător celui prezentat în Republica lui Platon. Dionisos a fost înlocuit cu Zalmoxis, un zeu solar, luminos, ascet și generos. Deopotrivă, divinitate principală a geților menționată în istoriile lui Herodot și reformator religios al tribului trac, Zalmoxis, uneori numit și Zamolxis, este considerat învățătorul tuturor geților. Despre el se crede că are și influențe pitagoreice, care la rândul lor au la bază mitul trac al lui Orfeu, deși sunt unii istorici care consideră că mai degrabă Pitagora și-a bazat învățăturile pe cultul lui Zalmoxis. Documentată și de Mircea Eliade, religia tracogetă, formată în jurul misteriilor lui Zalmoxis, se bazează pe un rit de trecere ce simbolizează moartea și renașterea prin coborârea într-o peșteră adâncă a adepților zeului. Constantin Daniel face referire la cercetări psihologice și psihiatrice contemporane pentru a demonstra trăirile care generau halucinațiile din timpul coborârii în abis sau claustrării în întuneric, tehnici de revelare a sacrului prin deprivare senzorială și importanța pe care inițiații o dădeau acestor viziuni. Popor, religios, enigmatic și viteaz, geții aveau un stil de viață exemplar și dobândeau prin aceste experiențe conștiința nemuririi sau măcar a vieții idilice ce îi aștepta după moarte în paradisul zeului lor. Chiar dacă unele demonstrații nu sunt suficient de solide și se bazează prea mult pe deducții și supoziții, lucrarea lui Constantin Daniel rămâne extrem de importantă, iar influența pe care această spiritualitate tracă a avut-o asupra strămoșilor noștri se mai regăsește și astăzi cu precădere în satele de munte. Vă las un link în comentarii unde puteți comanda Misteriile lui Zalmoxis.